Parabolele Mântuitorului sunt ghidurile noastre către împărăția cerurilor, o transpunere în limbaj omenesc a realităților vieții veșnice. 42 de parabole neotestamentare transpuse plastic în tehnica vechilor iconari, în tușe pe hârtie și foiță de aur, au încântat ochiul, inima și sufletul unui public cunoscător al artei iconografice și iubitor de frumos. Cadre didactice, oameni de cultură, clerici, jurnaliști, dar și copii. În preajma Sfintelor Paști, Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu a fost gazda unei duble manifestări cultural-spirituale semnate Elena Murariu. Vernisajul expoziției și lansarea volumului, ambele purtând titlul Parabolele Mântuitorului. Un proiect ambițios născut în urmă cu 3 ani la inițiativa părintelui elvețian Michel Queneau, pe care hăruitul artist plastic Elena Murariu l-a realizat așa cum ne-a obișnuit, cu multă inspirație, dăruire și consecvență. Acest proiect, Parabolele Mântuitorului, cuvânt și imagine, a apărut la inițiativa părintelui Michel Queneau, care vrea să reediteze o carte a dumnealui despre parabole, apărută în franceză, părintele fiind elvețian, părinte ortodox, cu o nouă grafică, cu ilustrare a parabolelor. Și știindu-mi desenele, atunci mi-a propus să fac, să mă implic și să fac eu ca o carte veche, ca în vremurile de demult, să fac o carte miniată. Adică cele 42 de parabole care sunt în text să aibă un echivalent plastic și să fie o punte între cuvânt și imagine. Ceea ce am făcut. Sursele au fost cele din istoria artei. O parte din parabole sunt pericope evanghelice de duminică, după cum știți, cele mai cunoscute. În același timp, există Erminia lui Dionisie din Furna, unde există explicații pentru 40 de parabole. E drept că nu corespundeau parabolele alese toate, alese de părintele Michel Queneau, cu parabolele care sunt în Erminia aceasta. Au fost vreo 10 parabolele care nu erau tratate în Erminia. Pentru acestea, am ascultat predici, am mers la Sfinții Părinți, Ioan Gură de Aur a fost de bază, dar cea mai importantă carte a fost cea cu comentariile Sfântului Teofilact al Bulgariei la Evanghelie. Aceasta m-a ajutat teribil. Albumul Cuvânt și Imagine, Parabolele Mântuitorului, apărut într-o ținută grafică deosebită, a fost tradus de Măriuca Alexandrescu. La eveniment, alături de autoare, au mai luat cuvântul părintele profesor Gheorghe Holbea, Ștefan Ionescu Berechet și profesorul Luigi Bambulea, cel care a realizat textul critic al albumului. Perspectiva Elenei Murariu asupra parabolelor neotestamentare ar putea fi caracterizată printr-un cuvânt, inspirată. Este vorba aici de o sinteză fericită pe care artistul a știut cum să o pună nu doar în pagină, ci în formă, în culoare și în viziune. O sinteză fericită între cuvânt și imagine. Cuvântul și imaginea își corespund aici în scopul de a developa ceea ce este până la urmă cel mai greu de developat, și anume dimensiunea spiritului. Parabolele neotestamentare au această calitate, acest caracter paradoxal, și anume că ele explică, explicitează, dar în egală măsură și implicitează. Ele arată sau dezvăluie, dar în același timp și acoperă sau ascund. Pentru că vouă vă este dat să știți tainele împărăției cerurilor, cum le spune Hristos apostolilor, dar celorlalți, prin taine, prin parabole, prin pilde, ca văzând să nu priceapă și ca auzind să nu înțeleagă. E bine, ceea ce face Elena Murariu este explicitarea a ceea ce este implicit, adică ne oferă o metodologie la împărăția cerurilor, deoarece în spatele tuturor parabolelor se află în cele din urmă acest ultim punct de fugă, care este împărăția. Artistul și-a asumat aici sarcina de a fi interpret al cuvintelor sacre din Noul Testament, dar interpret vizual. Albumul, pentru că suntem și la o expoziție, dar și la lansarea unui album, albumul este chiar mai complex de atât, pentru că are și texte însoțitoare de analiză și de hermeneutică și de exegeză ale părintelui Queneau din Franța. Ceea ce face Elena Murariu este de fapt o lucrare. O lucrare care are perspectivă, o lucrare care coboară în profunzimile realității prin icoană,
și cum a coborât și în această realitate a parabolelor și în această realitate descoperă, pe lângă coborârea prin cruce, descoperă și învierea, lumina învierii. Iconarul Elena Murariu se află la a patra expoziție în cadrul Liceului Ortodox Anastasia Popescu. Lucrările de artă iconografică constituie și un minunat prilej pentru ca elevii instituției de învățământ să descifreze mai ușor sensurile și înțelesurile bogate ale parabolelor Mântuitorului. Copiii sunt obișnuiți, să zic, cu transparențele lucrărilor doamnei Elena Murariu, pentru că lucrările dumneai sunt în școală, cele cu brâncovenii, având în vedere că aceste clase ale noastre poartă numele Sfinților Martiri Brâncoveni și copiii au fost expuși permanent la acest stil extraordinar pe care iconografia doamnei Elena Murariu îl aduce către public. Deci ei cu siguranță vor înțelege, vor descifra și avem și promisiunea ca în câteva ateliere succesive după vacanță să revenim în mijlocul expoziției și să diortosim, dacă se poate spune așa, fiecare lucrare în parte cu ajutorul doamnei Elena Murariu. Nu ne va lăsa fără să reia aceste explicații, așa cum a făcut-o și în celelalte rânduri. Niciodată lucrările dumneavoastră nu au rămas nediscutate cu copiii. Expoziția artistei Elena Murariu de la Galeria Nicolae Tonița a Liceului Ortodox Anastasia Popescu poate fi vizitată cu programare în timpul vacanței de Paști. Carte-album Cuvânt și imagine, parabolele Mântuitorului poate fi găsită în librăriile Sofia și Bizantină din capitală.